Și acum, la insistențele publicului, câteva cuvinte despre căsuța de 4.600 de euro cumpărată de primăria Bistrița pentru veverițele din Parcul Central. Da. Ei bine, am studiat puțin problema și putem afirma cu tărie că este o manevră destul de complexă. Da, da. Practic de 3 zile piața imobiliară locală a bubuit, domne, pentru că ăsta era de fapt unul dintre scopurile achiziției. Internetul a fost inundat de anunțuri de alea de genul vând casă, zona Veverițe, cumpăr vilă lângă căsuța Veverițelor și așa mai departe. Într-o săptămână, febra asta imobiliară ajunge până în state, o să vedeți. Ei, iar mai departe, evident, scopul principal era ca lumea să plece pe fentă și să nu observe sistemul audio-video de 167.000 de euro cumpărat tot de primărie. Ce să facem? Suntem un popor iubitor de animale și mereu suntem tentați să fim mai atenți la veverițe, la berzele din Argeș sau la pelicanul depresiv din Constanța. De departe însă, cea mai scumpă achiziție din planurile primăriei este sistemul video-audioconferință vot traducere simultană, pentru care s-a prevăzut un buget de peste 167.000 de euro. Asta în condițiile în care, pentru același lucru, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a cheltuit de 5 ori mai puțin bani. Bravo, domnilor, așa da, asta da achiziție serioasă. Adevărul e că altfel se vor auzi de acum scandalurile dintre consilieri. Altfel îl înjur pe colegul din PNL când se aude Dolby Surround și se vede 4K. Păi nu? La asemenea sistem audio-video s-ar putea să vină și Metallica să cânte acolo două piese în timp ce votați un proiect pentru canalizare sau extinderea cartierului de vile pentru veverițe. Na, că tot la ele ne întoarcem. Apropo, ia uite-le drăguțele, tocmai au ieșit să dea zăpada, fiți atenți. Deci cu veverițele e așa. Primăria spune că nu e doar o căsuță, domne, e o volieră. Deci un ansamblu imobiliar, cum ar veni. De aici prețul ăsta de 4.600 de euro. Ce poate părea într-adevăr exagerat. Deci nu e doar cușcă de aia simplă, domne, pe care o face un tâmplar beat într-o oră din coloana infinitului. În plus, programul prevede și achiziția unor veverițe noi, la 100 de euro bucata, că alea vechi s-au retras la țară, în pădure. Nu este vorba despre o căsuță, ci despre o volieră care conține 4 căsuțe, care conține un arbore și alte elemente. Voliera are dimensiunea la sol de aproximativ 6-10 metri pătrați, înălțimea de 3 metri și în ea încap cam 4 familii de veverițe. Oferta o avem de la o firmă din Galați. Puteți o accesați pe site-ul lor. Costă 3.500-3.700 de euro. Asta este valoarea de catalog. Plus 100 de euro o bucată de veveriță. Deci, cu 6 sau 8 bucăți de veverițe, se ajunge cam la 4.600 de euro. Deci nu mai fiți invidioși că nici lor nu le e ușor. Păi la atâta spațiu, vă dați seama ce întreținere au săracele veverițe? Nu pe bune, haideți să nu ne mai inflamăm atât. Poftim, i-am atras atenția până și președintelui Klaus Iohannis, care probabil a anunțat deja pe net că urmărește cu mare atenție acest caz. Doar că nu e clar dacă îl urmărește pentru că îi se pare foarte scumpă achiziția, deci o risipă de bani publici, sau pentru că are de gând să revendice imobilul. Sigur e, domne, o moștenire ceva la mijloc, nu se poate altfel.